nu verificam deloc câte ceasul, stăteam doar pe Insta, pentru că mă plictisesc foarte tare și nu mai știu ce să fac la ora asta. Să fiu sincer, chiar am vrut să plec de la ora asta, dar când am vrut să ies, nu m-a lăsat portarul să ies, așa că here I am. Nu, chiar nu am deloc nevoie să mă duc la baie, dar chiar nu mai am chef să stau la oră și poate mai urmează să și citesc ceva și... Sincer, mai degrabă chiar m-aș uita la pereți decât să aud mii de comentarii despre Luceafărul lui Eminescu. Dacă nu vă supărați, ați putea să mergeți pe partea cealaltă, pentru că eu încerc aici să-mi copiez tema și chiar vreau să o termin ca să pot să stau după aia să dorm, că sunt foarte obosit. Mulțumesc! Păi, acesta este referatul meu și vă rog să vă așteptați să citiți același lucru de 33 de ori, pentru că 100% cu toții l-am luat de pe Wikipedia. Da, am copiat această temă de pe internet. Da, chiar nu mi-am uitat acasă caietul, dar nu am avut chef să-mi fac tema și am zis că să las acasă intenționat. Îmi cer mii de scuze că am întârziat la ora dumneavoastră și promit că de fapt nu-mi pare, pa. Îmi cer mii de scuze pentru absențe, dar între prima oră și cafea, spuneți-mi dumneavoastră ce ați fi ales, nu cafeaua. Păi, dacă chiar vă întrebați ce cu traducerea asta, e foarte logică, Google Translate a făcut-o. Vai, și vă mai întrebați de ce atâta depresie în rândul tinerilor. Da, chiar îmi plec capul în pământ atunci când întrebați ceva, pentru că nu vreau să mă puneți pe mine să vă răspund la această întrebare, pentru că totuși știți ce răspunsuri o să dau. Am zis că am înțeles lecția? Păi n-am înțeles absolut nimic. Ce timp e ăsta? Păi... Timpul să măcar.